În data de 9 ianuarie am început mesajul din Geneza, capitolul 18, rugăciunea de mijlocire pentru familie. Am început mesajul și cu ajutorul lui Dumnezeu voi continua în dimineața aceasta, datorită convingerii că este important să înțelegem rolul și locul rugăciunii în viața personală, în viața de familie, în viața bisericii. Că este nevoie în vremea de acum să întărim viața de rugăciune a fiecăruia dintre noi și să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Alături de Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea este una dintre cele mai puternice arme spirituale pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. Alături de cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea are mare putere. Și Iacov ne spune în capitolul 5, versetul 16, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cât este de mare puterea rugăciunii? Nu este atâta cât este puterea celui care se roagă ci este atât de mare cât este puterea acelui a căruia ne rugăm. Puterea rugăciunii depinde de puterea celui căruia ne rugăm. Și noi ne rugăm Dumnezeului care are toată autoritatea în cer și pe pământ. Binecuvântat să fie numele. Rugăciunea are mare putere pentru că este adresată celui care conduce tot Universul. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească în disciplina rugăciunii. Îngăduiți-mi câteva întrebări personale. Prima. Ești mulțumit cu viața ta de rugăciune? Ești mulțumit cu viața ta de rugăciune? Dacă te uiți atent la viața ta de rugăciune, este așa cum ar trebui să fie sau e mai puțin de atâta? În al doilea rând, poți identifica un răspuns de dată recentă la rugăciunile tale? Poți identifica un răspuns din ultima vreme la rugăciunile tale sau n-ai niciun răspuns? A treia întrebare. Dacă Dumnezeu ar asculta rugăciunea ta, ce lucrări mari ar face Dumnezeu datorită rugăciunii tale? Și pe cine ar mântui Dumnezeu dacă ar asculta rugăciunile tale? Sunt întrebări care ne ajută să ne uităm atent la modul în care ne raportăm la una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu le-a lăsat binecuvântarea rugăciunii. Dacă la prima întrebare, întrebarea care se referă la faptul că ești sau nu mulțumit de viața ta de rugăciuni, dacă ai răspuns că ești mulțumit la viața ta de rugăciune, aș vrea să vă dau câteva exemple din istoria bisericii de oameni ai rugăciunii. Atanasios din Alexandria, unul din părinții bisericii între anii 296-373 după Hristos, petrecea în medie 5 ore pe zi în rugăciune. 5 ore pe zi. Augustin de Hippo, un alt părinte al bisericii, între anii 354-430, pe, lângă Timpul lui zilnic de rugăciune, la un moment dat, și-a luat 18 luni, în care s-a retras singur și s-a rugat în continuu. 18 luni numai pentru rugăciune. Charles Simeon, un pastor anglican, în anii 1759-1836, petrecea timp de rugăciune în fiecare dimineață de la ora 4 până la ora 8. Timpul lui de rugăciune. Martin Luther a spus că dacă are mult de lucru într-o zi, nu se poate apuca de lucru zilei până nu petrece cel puțin 3 ceasuri în rugăciune. Iar John Calvin, John Knox și Theodor Beza au făcut un legământ între ei ca să se roage împreună, în locuri diferite fiind, dar la aceeași oră, timp de două ceasuri în fiecare zi. Dacă ne uităm la fiecare om al rugăciunii, prin omul acela, ca răspuns la rugăciunile acelui om, Dumnezeu a răspuns și a făcut lucrări mari. Ne rugăm ca Dumnezeu să facă lucrări mari în rugăciunea Bisericii Emanuel și să întărească rugăciunea. Dar astăzi ne vom uita la exemplul lui Avram ca să învățăm de la Avram rugăciunea de mijlocire. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram și a scăpat pe lot din mijlocul prăpădului. Este rugăciunea de mijlocire a lui Avram pentru cetățile câmpiei în care locuia nepotul lui. Rugăciunea de mijlocire este rugăciunea în care pledez înaintea lui Dumnezeu cauza al cuiva. Rugăciunea de mijlocire este rugăciunea în care pledez, mă duc înaintea lui Dumnezeu pentru necazul sau starea cuiva și cer lui Dumnezeu intervenție specială pentru persoana aceea. Avram a stat înaintea lui Dumnezeu și a mijlocit pentru nepotul lui. E din familia lui. A rămas fără tată și a crescut lângă Avram și a fost multă vreme lângă Avram, ca și când ar fi fost copilul lui. Dar, pe măsură ce au trecut anii, Lot a luat o serie de decizii neînțelepte, nepotrivite, periculoase. Decizii care l-au îndepărtat de Avram și l-au îndepărtat de Dumnezeu. Decizii care l-au dus unde nu trebuia să fie. A ajuns exact în cetatea Sodomei și a Gomorei. Și acum, în capitolul 18, este un episod în care Dumnezeu îi face o vizită acasă lui Avram. Domnul s-a arătat lui Avram la stejare lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Așa începe capitolul 18. Și de la versetul 1 din capitolul 18 până la versetul 15, Dumnezeu este acasă la Avram. Este însoțit de doi îngeri. Cel care este numit aici, Domnul i zis lui Avram. Domnul s-a arătat lui Avram. După părerea comentatorilor Bibliei, este arătarea Domnului Isus Hristos sub această formă, înainte de întruparea Lui. Domnul este acasă la Avram. Și interesant este că acasă la Avram, în prezența doi îngeri, Domnul îi confirmă lui Avram Că promisiunea pe care a primit-o când l-a chemat Domnul se împlinește peste un an de zile. Știți care a fost promisiunea? Că îi va da copii. Și timp de 25 de ani, 24 de ani, până la momentul respectiv, Avram a tot așteptat promisiunea. Știți că la un moment dat l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce-mi dai? dai? Dacă nu-mi dai copii, mor și robul meu, Leazar, va fi moștenitorul meu. Și Dumnezeu a spus, vei primi. Și acum Domnul vine la el și spune, Avrame, la anul pe vremea aceasta, soția ta va ține în brațe un copil. La anunță că Dumnezeu împlinește ce a promis. Este o vizită deosebită, este o vizită în care Avram oferă un ospăț deosebit musafirilor lui, Domnului și celor doi îngeri. Și acum de la versetul 16 ne spune, bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat împreună cu ei să-i petreacă. S-a terminat vizita la Avram și Domnul împreună cu cei doi îngeri pleacă și Avram se duce să-i conducă. Nu știm exact, nu reiese din textul Scripturii, dacă Avram i-a condus și era în aceeași linie cu ei, sau era ușor în spatele lor. De ce? Pentru că atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. că eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine. Pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Când Domnul spune să ascund oare de Avram, ceea ce se va întâmpla imediat. Nu știm dacă Avram a auzit vorbele acestea sau au fost rostite de Domnul doar pentru cei doi îngeri. Și Domnul le descopere celor doi îngeri că a decis să îi împărtășească lui Avram scopul vizitei în etapa următoare. Versetul 20. Din momentul acesta, Domnul vorbește și Avram aude. Strigătul împotriva Sodomei și a Gomorii s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de mare. De aceea mă voi coborâi acum să văd dacă, într-adevăr, au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Domnul rostește cu glas tare. Aude Avram. Păcatul Sodomei și Gomorii a ajuns la nivelul la care Dumnezeu trebuie să intervină. Când Dumnezeu spune, mă voi coborâ acum să văd dacă într-adevăr au lucrat așa, după ceea ce a ajuns până la mine, trebuie să facem următoarea precizare. Dumnezeu nu s-a dus în Sodoma pentru că nu cunoștea adevărul. Dumnezeu este atot cunoscător. Dumnezeu cunoaște gândurile, Dumnezeu cunoaște trecutul, Dumnezeu cunoaște simțurile, Dumnezeu cunoaște vorbele și faptele, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. De aceea, când Dumnezeu spune, mă voi coborâ ca să văd, această coborâre a lui Dumnezeu este o demonstrație pentru noi că Dumnezeu este implicat în istoria pământului. Este o demonstrație pentru Avram, că Dumnezeu, într-adevăr, lucrează și lucrează cu termenii cei mai categorici. Este un limbaj antropomorfic. Dumnezeu vorbește în termeni în care să înțeleagă Avram. Ceea ce noi știm acum din revelația Scripturilor, că Dumnezeu cunoaște absolut toate lucrurile, cele prezente, cele trecute, cele viitoare, cele care sunt și cele care ar putea fi. Că înainte lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Și după ce Avram aude ce are de gând Domnul să facă, se întâmplă ceva interesant. Cei doi îngeri se îndepărtează, se duc în direcția Sodomei. Și Domnul rămâne în urmă. Și Avram rămâne lângă el. De ce rămâne Domnul în urmă după ce i-a spus acest lucru? De ce rămâne Domnul în urmă când cei doi îngeri pleacă? De ce nu pleacă și el și lasă pe Avram cu ceea ce a auzit? Pentru că atunci când Dumnezeu ne descoperă planul lui, Dumnezeu așteaptă să vadă răspunsul nostru. Cum anume răspundem noi și ce răspundem noi la planul lui Dumnezeu, la descoperirea lui Dumnezeu? Dumnezeu îi spune lui Avram că are de gând să viziteze Sodoma și Gomora și Avram înțelege că această vizită a lui Dumnezeu aduce cu sine judecata lui Dumnezeu peste Sodoma și Gomoră. Și Dumnezeu stă și Avram stă înaintea lui. Și aici intervine rugăciunea de mijlocire. Din momentul acesta Avram înțelege că Dumnezeu i-a descoperit ceva și acum este responsabilitatea lui ce va face. Și când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a dus aminte de Avram și a scăpat pe lot din mijlocul prăpădului. Întrebarea pe care am pus-o și în ianuarie, o repet și astăzi. Ce credeți? Dacă Avram n-ar fi mijlocit, ar fi scăpat lot din Sodoma sau nu? Dacă Avram n-ar fi mijlocit, dacă atunci când a auzit planul lui Dumnezeu, Avram ar fi spus, așa îi trebuie. S-a dus unde nu trebuie, s-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a îndepărtat de mine, s-a dus într-un loc în care n-avea ce căuta, așa îi trebuie. Dacă n-ar fi mijlocit Avram, ar mai fi scăpat Lot? Când ajungem în asemenea momente, este important să ne uităm ce spune Scriptura. Psalmul 115 versetul 3. Dumnezeul nostru este în cer și el face tot ce vrea el, nu tot ce vrem noi. Dumnezeu este în cer și face tot ce vrea. Asta înseamnă că voia lui este cea care se împlinește, nu voia mea. Dacă întoarcem la cartea lui Daniel. Cartea lui Daniel capitolul 4. de la versetul 34. După trecerea vremii sorocite, eu nebucadnițar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție deinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face tot ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui ni să zică ce faci. Dumnezeu face tot ce vrea. Cu astea cerului și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea înaintea lui să spună ce faci și de ce faci. Dacă Dumnezeu face tot ce vrea, ce rost mai are rugăciunea ta și rugăciunea mea? Dacă Dumnezeu face tot ce vrea, ce rost are rugăciunea lui Avram? Ca să înțelegem lucrul acesta, ne uităm din nou în Scriptură. Și în Sfânta Scriptură Dumnezeu ne explică modul în care lucrează El. Întoarceți-vă rog la Ezechiel, la capitolul 22. Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Dumnezeu spune, Caut printre ei un om care să înalți un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc nici unul. Dumnezeu spune, este vremea să aduc judecata peste țară. Înainte de a judeca țara, caut printre ei un om să mijlocească pentru țară. Să stea înaintea mea. Și datorită mijlocirii omului aceluia, să pot cruța țara. Ce ne spune Dumnezeu este următorul lucru. În anumite împrejurări, în anumite lucrări ale lui pe care le descoperă nouă, Dumnezeu în mod suveran a decis ca intervenția lui să fie legată de rugăciunea cuiva de mijlocire. Răspunsul pe care îl aduce Dumnezeu să-l aducă în urma rugăciunii cuiva, care a înțeles planul lui Dumnezeu și căruia îi pasă de ce se întâmplă. Mijlocirea înseamnă să pledezi înaintea lui Dumnezeu cauza cuiva de care îți pasă. Vezi starea cuiva? E starea spirituală, este starea fizică, sănătatea, este starea emoțională a familiei. Te uiți la cineva și starea lui este atât de grea și îți pasă. Și te uiți să vezi ce zice Dumnezeu. Care este planul lui Dumnezeu? Și să iei cauza aceea, să te duci în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să pledezi înaintea lui, în baza planului lui Dumnezeu să pledeze înainte lui Dumnezeu pentru persoana aceea sau pentru țara aceea sau pentru familia aceea. Caut printre ei un om. Când Dumnezeu îi descoperă lui Avram, ce are de gând să facă? Avram nu are liniște. Avram nu se poate duce acasă și să spună lui Sara, auzi ce am auzit, Dumnezeu nimicește Sodoma și Gomora. Avram n-are liniște. Dumnezeu rămâne în urmă, Avram stă înaintea lui, Domnul așteaptă răspunsul lui Avram și Avram începe mijlocirea. E interesantă mijlocirea lui Avram. Spune, Doamne, dacă în cetatea aceea sunt 50 de oameni drepți, neprihăniți, oameni buni, îi vei tu pe cei buni împreună cu cei răi? Adică, tu care ești judecătorul întregului pământ, când vei aduce judecata, îi vei nimici și pe cei buni împreună cu cei răi? Și vreau să spun, asta ar fi nedrept. Așa că ar fi nedrept să îl pedepsești pe cel bun împreună cu cel rău? Tu care judești tot pământul, departe de tine o asemenea judecată. După care Avram spune, dacă vor fi 50 de oameni buni, nu vei ierta tu cetatea aceea din pricina lor și zice, spune, din pricina celor buni, nu i vei ierta și pe cei răi? Din pricina celor care sunt neprihăniți, nu-ți vei extinde mila în durarea ta și peste cei răi? Dintr-o dată, când e vorba de cei răi, Avram nu mai cere dreptate. Când e vorba de cei răi și păcătoși, Avram cere îndurare. Acum, dacă ești neîntors la Dumnezeu, în dreptul tău, noi cerem lui Dumnezeu îndurare. Fiul lui Dumnezeu, în pilda smochinului neroditor, spune, mai lasă-l un an. Nu cere dreptate, ci cere îndurare. Și Avram descoperă dintr-o dată că Dumnezeul dreptății este și Dumnezeul harului și a îndurării. Că Dumnezeu care este drept în toate lucrurile este un Dumnezeu milostiv. Este un Dumnezeu bun. Este un Dumnezeu îndelung răbdător. Este un Dumnezeu plin de bunătate. Și Avram spune, Doamne, dacă stau înaintea ta 50 de oameni buni, n-ai vrea să ierți pe toți ceilalți din pricina lor? Și răspunsul lui Dumnezeu este fascinant. Dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni, din pricina lor, iert locul acela. N-aduc peste ei din pricina a 50 de oameni buni, voi extinde îndurarea mea și îndelunga mea răbdare peste toată cetatea. Nu vi se pare copleșitor? Haideți să aducem lucrurile mai aproape de noi. Dacă sunt 50 de oameni neprihăniți în Oradea, Dumnezeu să spună cruți toată Oradea din pricina lor. Oare are Dumnezeu 50 de oameni nepreheniți în Oradea? Ne rugăm să aibă cu miile și zecile de mii. Și avram înțelege că Dumnezeu este îndelung, răbdător și bun și continuă mijlocirea. Doamne, dacă pentru 50 ești gata să-ți extinzi în durarea, am o întrebare. Dacă la numărătoare lipsesc 5. Acum, dacă lipsești cinci, ce o să faci? Dumnezeu spune, Avram, dacă găsesc 45, voi ierta locul acela. Nu voi nimici cetatea. Și Avram continuă mai departe și spune, Doamne, dacă vor fi numai 40, Dumnezeu spune, dacă sunt 40, voi ierta cetatea. Am îndrăznit să vorbesc, Doamne. Dacă vor fi numai 30. Dumnezeu deci spune: Dacă găsesc 30, voi ierta cetatea. Doamne, sunt numai praf și cenușă. Dar tu ești Dumnezeul care mi-a arătat până acum că ai atâta, atâta bunătate, atâta har. Așa că mai îndrăznesc o dată, Doamne. Dacă vor fi numai 20. Dumnezeu spune, dacă sunt 20, voi ierta cetatea. Și -a vrea să spune, numai încă o dată. Doamne, dacă, dacă, vor fi numai, numai 10. Și ce spune Dumnezeu este copleșitor. Dacă găsesc 10 oameni în Sodoma, 10 oameni neprioniți, din pricina lor iert toată cetatea. Și în momentul acela se întâmplă ceva nemaipomenit. În momentul acela Dumnezeu dă semnalul că s-a încheiat timpul de rugăciune. În momentul acela Dumnezeu se întoarce să plece. La zece Dumnezeu se oprește. La zece Dumnezeu pune linia. Pentru că Dumnezeul suveran este un Dumnezeu al Harului. Dar în îndelunga răbdarea lui Dumnezeu nu ne îndeamnă la nelegiuire. Și Apostolul Pavel spune, nu vezi tu că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. În momentul acela se încheie timpul în care Avram a mijlocit. Dar de ce a mijlocit Avram? Pentru că în cetatea aceea era nepotul lui. Nepotul lui care s-a îndepărtat de Dumnezeu și înțelege. Că Dumnezeu se duce și dacă aduce nimicirea, nepotul lui se duce pentru totdeauna departe de fața lui Dumnezeu. Îl doare pentru nepotul lui, îl doare pentru familia lui, îl doare și mijlocește. Și când a nimicit Dumnezeu cetățile și-a dus aminte de Avram. Așa s-a întâmplat atunci. Ce se întâmplă astăzi? Avem în casele noastre pe unii calot care s-au dus tot departe de Domnul și tot mai departe? Avem în casele noastre oameni care sunt pe calea pierzării? Avem? Dacă ai pe cineva, ridică mâna sus! Când Domnul îi spune lui Ezechiel, pe viața mea zice Domnul că nu doresc moartea păcătosului, ci doresc întoarcerea lui. Că Apostolul Petru spune în 2 Petru 3 cu 9 că Dumnezeu nu întârzie în făgăduințe lui, în plinirea făgăduințelor lui, ci are o îndelungă răbdare pentru că dorește ce? Ce dorește Dumnezeu? Ce spune Apostolul Petru acolo? Dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. E planul lui Dumnezeu. E planul lui Dumnezeu ca să n-ajungă în iad. E planul lui Dumnezeu să vină la pocăință. Și același Dumnezeu care are plan spune că caut un om. Dar înainte de a veni noi, Dumnezeu l-a trimis din cer pe singurul fiu. Fiul. A venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră să caute, să mântuiască pe cei pierduți. Atât de mult îi pasă lui Dumnezeu de sufletul tău și de sufletul meu, de sufletul celor din casa noastră. L-a trimis pe Fiul Său. Și acum Dumnezeu caută pe cineva să mijlocească. Ce vei răspunde? O să ne ducem acasă și o să spunem da, m-am rugat, dar n-am văzut niciun semn. Dragii mei, până când Dumnezeu le mai dă o zi, o suflare, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la întoarcerea lor. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă peste Biserica Emanuel o întărire a Duhului de rugăciune. Ne rugăm ca să ne pese, să nu putem sta liniștiți. Să nu putem sta nepăsătorii înainte lui Dumnezeu care dorește mântuirea lor. Și nouă să nu ne pese. Jerfa lui Hristos a fost adusă. Jerfa de mântuire a fost depusă. Și acum este rolul nostru ca să aducem mântuirea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, folosește toate metodele tale, folosește puterea ta, folosește împrejurările, folosește-ne pe noi, folosește biserica aceasta pentru mântuirea multora. Vom începe listele de rugăciuni. Vom începe să-i aducem înainte lui Dumnezeu să spunem, Doamne, vreau în fiecare zi să stau înaintea Ta și să mijlocesc pentru cei pe care mi-e dat în familie, pentru cei care sunt în preajma mea. Vreau că atunci când îți vei aduce aminte de mine, să lucrezi în așa fel încât mântuirea lor să fie realizată. Și în așa fel încât să pot spune într-o zi, Doamne, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Mi-aduc aminte de o evangelizare pe care am avut-o într-un alt oraș din țară și într-o seară i-am cămat pe cei prezenți la rugăciune. Rugăciune specifică pentru cei din casa lor. Țin minte și acum că o fată, S-a rugat cu lacrimi și a spus, Doamne, eu te rog din toată inima mea, numele Domnului Isus Hristos, să mă asculți și mâine seară să mântuiești părinții mei. A doua seară, părinții au venit la biserică. În seara aceea s-au întors la Dumnezeu. La terminare a serii, am venit în rugăciune de mulțumire și am auzit rugăciunea fetei care a spus, Doamne, eu îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea de seară până în seara aceasta. Și mulțumesc că s-au întors părinții mei la tine. Noi spunem, Doamne, dacă va trebui să ne rugăm ani de zile, dă-ne perseverență în rugăciune. Întărește-ne, Doamne, și fă ca în țara aceasta să vină vremuri de înviorare. Acum ne ridicăm la rugăciune. Și ne vom ruga dacă avem pe cineva. Dacă ai pe cineva pe care Dumnezeu ți-l șezat pe inimă. Spune-i, Doamne, acolo unde este. Dacă este aici, cercetează-l. Dacă este în altă parte, Dumnezeule, te rugăm, folosește toate metodele și nu lăsa să ajungă pe mâna Satanii, întoarce la tine.